Nițu Laurențiu, 49 de ani și m-am operat pe 15 februarie 2020. Începând din data de vinere, am început să-mi fac analizele zilnice. Au fost 84, 90, 100, 112 și acum undeva sunt cu ele 118, 120, 121, nu mai sus de 124 au fost cele mai ridicate. Glicemia eu o aveam undeva între 300 și 470. Foarte greu reușeam să o duc în 250, foarte, foarte greu. Nu a fost nevoie, am discutat cu dânsul, mi-a spus că în cazul în care am nevoie, simt că am nevoie să iau legătura, dar nu am nevoie. Peste două săptămâni, la o lună, atunci o să-l sun, să-i spun și să-i trimit toată lista cu analizele zilnice. S-a dimineața, a spus că nu este nevoie. Am mai luat-o și seara, dar nici seara nu depășește de 150. Primele două săptămâni este numai lichide. Următoarele două săptămâni pasate, totul pasat. Deci, pireuri pasate și după cele două săptămâni, practic după o lună de zile, încep cu încet, încep cu alimentație și mai normal. Nu sunt obligatorii controlele, mi s-a spus că sunt perfect, mi s-a făcut tomograful, nu am nicio problemă, dacă dorința mea e să mă duc, deci nu am nicio problemă să mă duc la control, dar mi s-a spus că nu este nevoie. La un an, da. La un an vreau cel puțin să mă vadă, să știu ce poate să spună dânsul despre mine. La o lună, după care la 3 luni, la 6 și la un an vreau să mă duc acolo. Nu pot să comentez asta. Nu știu ce... Dacă se pot spune spitale, e altceva. Acolo intri într-un mall și te plimbi, mergi la fiecare doctor, te consultă, e altceva, e cu totul altceva. E un vis. Poate stai un minut, dar ai sala în care stai acolo ca și... cum mai viziona un film, inclusiv a fost nevoie după intervenție, au considerat să-mi facă și o radiografie la plămâni, au venit cu aparatul pe pat, au făcut într-o secundă, nu a trebuit nimeni să iese din sală de acolo, adică în România intri într-o celulă și toată lumea este afară, hai să facem radiografie. Aici pot să spun că deocamdată eu sunt și pe un regim care o să mă ajute și pentru slăbit. Deci sunt două chestii. Diabetul s-a rezolvat, dar o să fie o problemă cu slăbitul. Fiind o alimentație mai slăbuță, nu am un tonus foarte puternic. Și de aceea recunosc că sunt un pic un om mai slăbit. Aștept și celelalte două săptămâni în care încep să mă alimentez mai bine și o să fie altceva. Am doar două săptămâni. De aici încolo încep. Practic de mâine încep cu cele pasate, pireuri. Înainte luam de diabet undeva 6 medicamente pe zi. Acum iau doar, sunt două chestii să mă ajute puțin până la 3 luni, doar atâta, până la 3 luni mi s-au sugerat din Turcia. Ambele sunt naturiste, nu sunt chimice. Una dimineața, una seara. Nu mai fac insulină, că e normal. Și ce mai au încă două medicamente care erau ale mele pentru inimă, nu au nicio, dar restul am eliminat tot. Și
și mai sunt două de la nutriționist, vitamine. Două vitamine. Experiența a fost foarte rapidă. Eu am știut asta de la un prieten. A făcut el asta. Am spus familiei că vreau să-mi fac și eu asta. După care a mai apărut o emisiune pe la televizor în care soția și ea a zis: "A, e adevărat ce spuneai." Și așa am hotărât foarte rapid, trebuia mai rapid în perioada de iarnă ca să îmi fie mai ușor după aceea la muncă, să nu fiu absent foarte mult. Și așa am făcut, am decis să fac această operație. La foarte mulți prieteni am dat sfatul să-și facă, că nu mai are rost să mai umble cu geanta cu insulină după ei, cu medicamente, cu toate cele. Și numai asta, ca și mine, eu am făcut-o de teama să nu-mi atace alte organe ale corpului. I-am explicat chiar în Turcia lui domnul Dumac că am mulți prieteni, deja o să-i trimit. Le-am spus că să le arăt cum arăt eu și după aceea o să vină toți. Cel puțin la momentul ăsta am 7 cunoștințe și toți care pot să-și facă așa ceva. Operația de diabet tip 2 este de mine de aici încolo recomandată la toate cunoștințele, la prieteni și nu numai la prieteni. Cine mă va întreba, le voi spune să o facă cu mare încredere.